Un incident grav a avut loc în zona montană a localității Repedea din Maramureș. Un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani a ieșit la o plimbare profitând de vremea frumoasă. Din păcate, la un moment dat s-a răsturnat cu ATV-ul. Un alt localnic a cerut ajutor la 112. Spre zona unde a avut loc accidentul au plecat pompierii civili din poenile de sub munte. Drumul a fost unul extrem de greu accesibil. Ajunși la fața locului, pompierii civili au început manevrele de resuscitare și au folosit inclusiv defibrilatorul semiautomat. În sprijinul lor au venit echipajele ambulanței, însă, din păcate, cu toate eforturile depuse, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul. Ancheta a fost preluată acum de polițiștii din cadrul secției 5, Poliției Rurală Leordina. Un accident rutier s-a petrecut în această dimineață pe drumul național 1C în Buciumi. O mașină înmatriculată în județul Mureș, care se deplasa spre Baia Mare, a părăsit șoseaua, s-a izbit de un gard și de o poartă și s-a oprit în curtea unui localnic. Bărbatul nu a rămas încarcerat, iar la fața locului au intervenit pompierii și polițiștii din Șomcuta Mare. Un alt accident rutier s-a produs azi dimineață în Baia Mare, pe strada Mihai Eminescu. Au fost implicate trei mașini, o autoutilitară, o mașină de teren și o dubă, fără victime încarcerate. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 46 de ani aflat la volanul unei autoutilitare, având direcția de deplasare dinspre strada Dealul Groșului, înspre strada Dumbravei, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa și era condus de o femeie de 33 de ani. Ulterior, autoturismul a intrat în coliziune cu o altă autoutilitară, condusă de un bărbat de 37 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a unei fetițe de 4 luni, care se afla în scaunul destinat pentru copii. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea de investigații medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.